Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Sfertul Academic. Discutăm astăzi despre sport, despre performanța care vine cu multă trudă, cu eforturi și sacrificii pe care doar sportivii de cursă lungă le cunosc. Cei care își dăruiesc cu rigoare timpul și energia pentru a da totul într-o competiție. Dar vom discuta și despre cei care percep frumusețea competiției la adevărata sa valoare, cei care, deși nu practică sportul, înțeleg că acesta înseamnă mult mai mult decât ceea ce se vede din tribune sau din fața micilor ecrane. Clujul are o îndelungată tradiție a sportului, cunoscută atât în țară cât și în străinătate. Un aport semnificativ în acest sens îl au cadrele didactice de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Babeș-Bolyai, a căror dăruire produce roade semnificative pentru urba noastră, dar nu numai. Încercăm să abordăm toate aceste teme astăzi cu invitații mei, domnul profesor universitar dr. Cosmin Irimieș de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, și domnul profesor universitar dr. Leon Gomboș, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, tot din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Domnilor, bine ați venit și vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Și eu vă mulțumesc, mare drag. Bine v-am găsit. Domnule profesor Irimieș, sunteți un fin cunoscător al fenomenului sportiv din acest punct de vedere aș vrea să vă întreb cât de atractiv mai este sportul în Cluj, în România, cum putem să-l facem mai atractiv? Fiind poate este prea mult spus, sunt un iubitor al sportului, sunt alături de sport de ani buni, am practicat și sport la nivel de copii juniori, dar cel mai important aport l-am zis eu de când Universitatea Babeș-Bolyai, universitatea la care slujesc, s-a implicat cu adevărat în sportul clujan. Eu zic că UBB-ul excelează nu doar la capitolul educație, ci și la capitolul sport și cu implicarea colegilor de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, a studenților, a comunității chiar, am reușit să facem multe lucruri să se întâmple. Din fericire, Clujul este un oraș unde se întâmplă lucruri frumoase în sport, și este, zic, un model și pentru alte localități de așa da. Sigur, sunt și minusuri, poate să le discutăm în emisiunea de astăzi, dar e bine că se întâmplă și e bine că putem face sport în acest oraș, în locuri amenajate, noi, unde se investește și cu suflet și financiar. Care să fie aceste ingrediente care au dus la succesul Clujului din acest punct de vedere? În primul rând, comunitatea de aici și interesul autorităților. Nu trebuie să inventăm noi nimic, doar să ne uităm în jur, să vedem în țările din jur cât se investește în sport și să încercăm, într-un interval scurt de timp, zic eu, să ajungem la același nivel al investiției și al performanțelor. Încet, încet, cu jolată înaintea țării, din păcate, la nivel național, stăm destul de prost și ca infrastructură și ca rezultate, mai sunt ultima vreme, dar Clujul a ținut și ține în continuare ștacheta destul de sus și zic eu că suntem un model de succes pentru cei care vor să investească în sport. Aș vrea să discutăm, sper că timpul ne va permite, și despre modele din alte țări, din alte regiuni, poate de pe alte continente, de ce nu? Domnule decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport este cunoscută pentru performanțele sale. Care este, că urmează perioada înscrierilor acum la facultate, care este oferta educațională cu care vine înainte facultatea dumneavoastră? Facultatea de Educație Fizică și Sport este într-adevăr recunoscută, nu neapărat pentru performanțele sportive, pentru că acolo discutăm despre alte structuri, ci pentru performanțele, să spunem, academice. Suntem o facultate care beneficiem de o bază sportivă de excepție, pe care nu o au alte facultăți în țara noastră și pe care nu au alte facultăți de profil din Europa. Acest campus sportiv din cadrul parcului Iuliu Hațeganu este unul cu totul și cu totul deosebit, care ne permite să desfășurăm procesul didactic și nu numai, ci și competiții sportive în niște condiții extraordinare. Oferta facultății merge pe cele trei programe de învățământ pe care le avem,
actualmente, mă refer la programele de nivel licență, programul de educație fizică și sportivă ce dă competența de profesor de educație fizică și sport, programul de sport și performanță motrică ce dă competența de antrenor într-o ramură sportivă și programul de kinetoterapie și motricitate de specială care dă principală competență de kinetoterapeut. Avem liniile de predare română și maghiară cu un număr de locuri destul de generos repartizat de către Aracis și care se ocupă mereu. Avem o concurență foarte bună și unul dintre factorii este cel despre care vă vorbeam adineauri, baza materială. Al doilea factor care face facultatea noastră foarte atractivă este corpul profesoral bine și chiar foarte bine pregătit. Iar un al treilea, să spunem, calitatea programelor de învățământ și posibilitatea de inserție pe piața muncii în domeniul nostru de activitate. E un lucru îmbucurător să aflăm că totuși există interes în acest sens și ați menționat și pregătirea profesorilor de sport și educație fizică. E atractivă această zonă? De ce e atractivă? Pentru că vedem, există diferite probleme cu care se confruntă mai ales sistemul preuniversitar. Este adevărat. Această profesie sau meserie de dascăl de educație fizică și sport este una foarte, foarte atractivă pentru că pe lângă activitatea didactică pe care profesorii de educație fizică o desfășoară în diverse școli, în învățământul preuniversitar, ei pot să mai desfășoare activități de coordonare a diferitelor forme de manifestare a exercițiului fizic. Mulți dintre ei sunt instructori în săli de fitness, o parte sunt monitori de schi, antrenori de not, antrenori de tenis, care este la modă în acest moment, și sigur că ei pot să-și întregească veniturile și să aibă un grad de satisfacție nu numai materială, ci și profesională și în acest fel. Este un domeniu foarte atractiv. Cei de la kinetoterapie au multiple posibilități de a se angaja. Unii dintre ei se grupează și deschid cabinete private. Alții lucrează la tot felul de clinici de stat sau private în recuperare medicală. Sigur că recuperarea medicală nu se referă numai la lucru cu sportivi de performanță, cum credeau mulți dintre ei, pentru că avem nevoie de kinetoterapeuți și în recuperarea după accidente vasculare sau alte traume care apar în viața noastră. Iar cei care lucrează în performanță sportivă, sigur că trebuie să parcurgă niște etape, începând de la lucru cu copiii, cu juniorii și urcând spre vârful piramidei. Chiar zilele trecute, în weekendul trecut, am avut niște invitați de marcă în facultate. Este vorba despre Xavi Pascual Fuertes, antrenorul echipei FC Barcelona, Xavier Sabate, care a fost antrenorul echipei Ungariei și a echipei Veszprém. Cei care cunosc handbalul știu că este vorba despre cel mai înalt nivel, și Jorge Dueñas, care este antrenorul echipei Braziliei, câștigătoarea campionatului mondial în 2013, și ei au ținut niște cursuri de perfecționare a antrenorilor la un nivel extraordinar de ridicat, atât pentru antrenori din țară, cât, ceea ce mă interesează pe mine, pentru studenții noștri care vor lucra în performanță sportivă. E o activitate foarte complexă și am ridicat această întrebare pentru că sunt nepot de profesor de educație fizică, bunica mea a fost profesor de educație fizică și știu câtă pasiune implică și cât de mult vorbea despre anii în care s-a pregătit pentru această profesie. Deci, cred că activitatea și misiunea facultății este una foarte complexă și aș vrea să vă întreb și în ce măsură există colaborări cu liceele din Cluj, astfel încât să fie atrași elevii din perioada de liceu înspre facultate. Sigur, aceste colaborări sunt pe mai multe planuri. Odată, noi avem colaborări cu liceele pentru că studenții noștri se duc și desfășoară practică pedagogică în aceste licee pentru orele de educație fizică. Avem protocoale de colaborare cu LPS-ul, cu CSS Viitorul pentru cei care vor lucra în performanța sportivă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în fiecare an avem activități, așa zisele
zilele porților deschise, în care grupuri de elevi, de absolvenți ai diferitelor licee din Cluj, dar și din afara Clujului, vin și vizitează baza sportivă, facultatea, iau un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de student și sigur că mulți se îndrăgostesc de ceea ce văd și vor veni la noi în facultate. Pe de altă parte, sunt tot felul de proiecte, numai departe de luna iulie vor veni un grup de elevi din Maramureș, din Sighetul Marmației, de la un liceu la o școală de vară pe care o organizăm și aproape toți și-au manifestat dorința să urmeze cursurile facultății noastre. Dacă noi credeam că o să ne fie greu să găsim 25 de subiecți, erau vreo 200 care vreau să vină și a trebuit să-i selectăm după niște criterii destul de riguroase. E bine. Da, până astăzi pare că mult mai mult atrage zona de IT, zona de aceasta cu tehnologiile noi decât sportul, dar probabil un interes sporit pentru facultate se datorează și faptului că universitatea în sine este implicată în actul sportiv din Cluj, domnule profesor. Sigur, așa este și asta spuneam că excelăm de la nivel de educație și la nivel de implicare pe mai multe planuri, inclusiv pe cel sportiv. Eu zic că este o chestie normalitate în fond și în urma urmei. Atâta vreme cât comunitatea este alături de universitate și universitatea se întoarcă ceva comunității, iar sportul este acel domeniu care coagulează jurul său, nu nimic partidic, doar ceea ce înseamnă performanță, succes, sport de masă chiar, participare activă, pentru că în fond și la urma urmei asta urmărim să dezvoltăm o minte sănătoasă într-un corp sănătos, așa cum spunea un celebru dicton. Ce consider că ar fi util pentru a putea trece la pasul următor, ar trebui la nivel național stabilit și sportul ca prioritate națională. Am discutat și zilele trecute și anul trecut cu diversi factori implicați de anumite federații sportive de la minister. Este, din punctul meu de vedere, imperios necesar să stabilim sportul politică națională, tocmai pentru a dezvolta acolo unde suntem buni, acolo unde avem interes să se dezvoltăm, acolo unde avem infrastructură și nu este folosită așa cum ar trebui să fie. Și doar așa putem, zic eu, să atingem anumite praguri. Adesea uităm, cred că, importanța sportului în a aduce comunitățile împreună, așa cum spunea domnul profesor. Însă, din punctul acesta de vedere, trebuie să existe probabil câteva direcții clare de la nivel central, probabil mai ales decât... Dar așa suntem obișnuiți, din păcate, ca și popor, ca și cultură, trebuie să vină ceva să ne spune exact cum să facem ca să putem face. Dar, exceptând acest stare, de fapt, eu cred că ar trebui stabilite și domenii prioritare pe care să dezvoltăm, ar trebui stabilite și ore educație fizică obligatorii în învățământul preuniversitar, ar trebui instruiți profesorii pentru a se adapta la ceea ce se cere în momentul de față, pentru a instrui antrenorii nu doar pentru a cere performanță, ci pentru a accepta și sportul de masă ca un mijloc de dezvoltare personală a copilului, a adultului. Aici trebuie să fiu foarte sincer, să vă spun că orele de educație fizică, cel puțin acum vreo 10 ani când încă eram la liceu, erau înghesuite între alte ore, se făceau ba în clasă, ba afară, în condiții mai puțin propice pentru asemenea activități. Să pornească această evoluție și această, să zicem, acest sentiment pentru sport din liceu sau chiar dinaintea liceului e important să existe astfel de activități. Leon, cred că este mai măsură să vă dezvolte subiectul, dar eu cred că pornește și la educația pe care o dăm copilului acasă. Eu văd foarte multe săli de sport în cadrul școlilor, de exemplu, care sunt goale. Adică participă dintr-o clasă de 20 ceva de copii, 15-10. Inclusiv am discuții acasă cu copilul meu, cu vița mea, să o conving că este important să facă nu doar în afara timpului școlar sport, ci și la școală. Chiar dacă sunt săli de sport, contează foarte mult să exploatăm ceea ce avem și să convingem că facem acest lucru pentru sănătatea noastră. Da, nu vreau să generalizez, dar există uneori sentimentul ăsta că orele de educație fizică sunt chestiuni formale, trebuie bifate și s-a terminat povestea acolo. Domnule decan. Este o realitate, ceea ce spuneți, însă este o realitate care tinde să se schimbe și să se schimbe în bine.
pentru că domnul profesor a folosit un cuvânt cheie care se cheamă educația, pe care noi, ca părinți, trebuie să o transmitem, să o dăm copiilor noștri. Și înainte de a fi educați copiii, trebuie să educați părinții, pentru că nu de puține ori părintele este cel care îl îngrădește pe copil și îl reține de a participa la orele de educație fizică sau la activitățile sportive, spunând că trebuie să facă matematică sau alte discipline, măcar dacă le-ar face, însă nu le face, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, la fel de bine ca noi, care sunt tentațiile societății moderne. Și atunci acel dicton despre care vorbea domnul profesor, minte sănătoasă în corp sănătos, nu trebuie să excludă una pe cealaltă. Sunt câțiva factori aici, dacă vorbeați de minusurile desfășurării orelor de educație fizică. Odată este infrastructura, care în unele școli este extraordinară și este exploatată așa cum se cade, dar în altele lipsește. Sunt licee sau sunt școli la nivel de Cluj care nu au o sală de sport și sunt 7-8 clase pe nivel. Sunt școli care au o clasă micuță cât acest studio și care sigur că nu satisface un proces didactic de calitate. Dar pe lângă această infrastructură, că până la urmă orele de educație fizică se pot ține și afară și la temperaturi cu minus, chiar acum nu minus peste 10 grade, dar la minus 2-3 grade, dacă suntem bine îmbrăcați, nu este nicio problemă. Însă mai intervine și calitatea umană a dascălului de educație fizică, să nu ne ferim. Sunt dascăl excepțional, sunt dascăl medii și sunt dascăl care nu fac neapărat cinste domeniului. Însă eu, mergând la diverse inspecții de gradul 1 în țară, nu numai în zona Transilvaniei, constat cu mare, mare plăcere că se lucrează din ce în ce mai bine și că oamenii respectivi fac cinste domeniului și respectă meseria și menirea de dascăl, sunt îndrăgiți, poate uneori cei mai îndrăgiți din școală și apreciați la adevărata lor valoare atât de comunitatea academică cât și de comunitatea locală. Sigur că eu credeam când eram mai tânăr că rezolvăm de azi pe mâine aceste tare ale sistemului, însă cred că s-au făcut și se fac în continuare pași importanți, iar noi încercăm în facultate să pregătim studenții pentru a face cât mai bine această meserie, aș respecta statutul și a-i atrage pe copii la ceea ce se cheamă practicarea exercițiului fizic, nu neapărat asupra a practicarea sportului de performanță. Pentru că o mare, mare problemă este acea scutire medicală de care profesorul este vinovat parțial. De care mulți părinți se prevalează. Prin incapacitatea lui de a atrage pe copii, pentru că eu refuz să cred că un copil căruia îi place activitatea fizică acceptă să fie scutit. Știu foarte multe cazuri când au refuzat scutirea copiii, dar mai este și vina medicului care eliberează acea scutire fără să facă niște investigații și o dă așa pe o prietenie, să spunem, ca să fiu elegant, și vina părintelui care ar trebui să încurajeze, așa cum foarte bune Cosmin, că ar trebui să-l încurajeze pe copil. Noi avem copii de vârste foarte apropiate, se cunosc, practic anumite sporturi și la un moment dat când fetița mea îmi spunea, păi nu vreau să mă duc astăzi la tenis, de exemplu, am zis, nu-i nicio problemă, rămâi acasă, dar nu te mai duci deloc. Pentru că acolo, dacă începem o activitate, trebuie să fim serioși și să nu lipsim de la niciun antrenament. Sigur că atunci când suntem bolnavi, se pot face excepții, dar așa nu. Și a zis, nu, gata, mergem și nu întârziem și așa mai departe. S-ar putea să fie o percepție subiectivă a mea, dar anumite activități sportive par să fie din ce în ce mai populare, cum ar fi, nu știu dacă intră la această categorie, joggingul, de exemplu. Mi se pare că văd din ce în ce mai multe persoane care aleargă, sigur, primăvara, vara, mai ales în perioada de toamnă, aleargă pe diferite străzi ale Clujului. Cel mai mult, sigur, m-a surprins, plăcut, activitatea de genul acesta din alte țări. Danemarca, țin minte că mă gândeam că sunt la ceva concurs, când colo erau, alergau doar de plăcere. De moda trăină, așa cum știi și o modă oare? Sau se schimbă lucrurile? Să dea Dumnezeu să fie așa, adică trebuie să conștientizăm și văd la televizor tot felul de campanii desfășurate
la nivel local sau național, prin care încearcă să transmit un mesaj clar de conștientizare și de importanța sportului în viața de zi cu zi. Adică decât să stai 5-20 minute o jumătate de oră în fața televizorului, mai bine mișcă-te, fă ceva. Știi și tu foarte bine cum se practică ceea ce tu spuneai, alergarea, jogging-ul în alte părți, în alte țări. Adică e un mod de a trăi, un mod de te trezești, primul lucru, în duș, alergă, vine înapoi, facem la serviciu. O chestie de cultură, o chestie de educație, o chestie de sănătate pentru tine, până și la urmă urmei. Probabil încet, încet se schimbă mentalitatea. Să dea Dumnezeu, și... pentru că, repet, avem, eu zic că suntem, la nivel de infrastructură, între primele localități ale țării, avem parcuri, avem zone de agrement, avem zone dedicate special alergării, deci avem toate premisele să practicăm într-un număr cât mai mare diverse activități sportive. Aveți o vastă experiență în acest domeniu și ăsta e și motivul pentru care, așa cum vă spuneam la începutul întâlnirii noastre, aș fi curios să văd în ce măsură există anumite, poate modele prea mult spus, dar dacă există exemple pe care le putem lua în alte țări, ați văzut infrastructuri extraordinar de bine puse la punct sau diferite alte aspecte de genul acesta care contribuie la o viață mai bună din punctul de vedere al activităților sportive. Există vreo țară la care considerați că am putea să ne uităm cu admirație? De câțiva ani de zile avem plăcerea să fim invitați, eu și colegii mei de la științe politice, la diverse congrese, activități de comunicare, sesiuni, formare în Statele Unite ale Americii. Sigur, este un model pe care noi tindem. Dar m-a impresionat visele pe care le facem în acele campusuri universitare și vedem stadioane de 80.000 de locuri, vedem săli de 15.000 de locuri care aparțin de universități. Știți că acolo cabinetul universitar este ceva senzațional, ca mod de organizare, de desfășurare, ca bani, ca investiții. Este ceva spre care nu știu dacă o să ajungem noi în următorii 50 de ani, dar prefer să mă gândesc acum ce pot face ca să ajung decât să stau să mă uit la noi în care să văd cum nu se întâmplă anumite lucruri. Am fost și cu domnul decan, o să rog pe să povestească, am văzut Barcelona, de exemplu, un club din Europa care are infrastructura necesară, tot așa, la un nivel foarte, foarte înalt. Avem Ungaria, care e lângă noi și care așa a stabilit și domenii prioritare. Sportul a fost definit ca politica națională, niște domenii prioritare pe care au dezvoltat în timp fantastic. S-au construit foarte mult, s-au investit foarte mult, s-au dat facilități fiscale foarte mult anumitor firme pentru a veni și a sponsoriza anumite activități. Deci se întâmplă lucruri frumoase în jur. Aștept și eu la nivelul nostru de țară să văd că există interes la nivel național. La nivel local văd foarte mulți primari și autorități destoinice, dispuse să facă ele un pas în față, dar aștept, repet, să văd că sportul este politica națională, pentru că de prea multe ori, în foarte multe momente, politicienii se alătură sportivilor fără să facă ceva concret pentru ei. Da, e o activitate bună de PR, nu? Un moment bun de publicitate politică. Da. Dar, domnule profesor, poate ar fi un an bun, 2018, nu? Anul centenarului, să se declare sportul prioritate națională. În toate discuții care am avut și cu Ministerul Educației și cu, repet, cu Organizația Federațiilor, cu conducătorul Federației, asta mi-am încercat să-mi explice cât de mult efort o să fac ca să devină sportul politică națională. Dar aud asta de câțiva ani de zile bun și nu se întâmplă nimic. E greu să convingi un politician să se aplece puțin spre sport atâta vreme cât au alte preocupări ce țin de domeniul financiar, de domeniul, mă rog, alte lucruri care nu vreau să le dezvolt aici. Domnule decan, vă rog, despre modele discutam, despre experiențe pe care le-ați avut în străinătate. Sigur că, așa cum spunea domnul profesor, Statele Unite sunt sau este un model de succes, dar este unul ideal la care noi vom ajunge probabil atunci când noi nu vom mai fi în viață. Însă ar fi bine și atunci. Însă eu m-aș uita în jurul nostru, așa cum spunea domnul profesor, m-aș uita la Ungaria. Și nu mă refer neapărat la politicile naționale în ceea ce privește sportul de performanță, deși ăsta este cel mai atractiv. Toată lumea când vorbește despre educație fizică și sport se gândește la performanța sportivă. Însă noi nu trebuie să uităm sportul
pentru sănătate, în scop recreativ și în scopul menținerii unui stil de viață sănătos. Ori aici sunt marile probleme. Sigur că aceste politici naționale lipsesc și pe mine nu mă interesează să existe declarativ politici naționale în acest sens, ci să se facă pași semnificativi. Și aici vorbim de factori de decizie care, din păcate, țin exclusiv de politic. Pe de o parte, Clujul, de ce să ne ascundem, este un model de succes pentru că în Cluj s-au făcut niște pași extraordinari înaintea ceea ce se întâmplă în țară. Odată, dezvoltarea unei infrastructuri sportive de excepție, cu două stadioane de fotbal, cu două săli de sport, cu parcul sportiv Iuliu Hațeganu, cu ceea ce se întâmplă în cartierul Gheorgheni, cu parcul Rozelor și așa mai departe. Deci o multitudine de locuri unde se desfășoară activități sportive, inclusiv de performanță, de mare performanță, campionatele europene de gimnastică, de basket și alte întâlniri, echipa națională de handbal feminin și masculin, dar da, mai zilele trecute... evenimente majore, sportive, da, care atrag și un public numeros, dacă așa cum spuneam, să ne referim și la cei care apreciază sportul, chiar dacă nu sunt pe teren. Sigur, dar întorcându-ne la problema pe care ați ridicat-o, ceea ce lipsește în România înseamnă, se cheamă competițiile sportive pentru copii, pentru tineri și pentru studenți, dar nu făcute în scopul de a câștiga o loc într-o ierarhie. Asta este o mare, mare prostie. Eu am lucrat în handbal și ca antrenor în Liga Națională, dar și la nivel de copii, iar pentru copii este o dramă atunci când iau locul 2 sau 3 sau nu mai știu ce loc. Ori eu am văzut, dacă vorbeam de modele de succes în Slovacia, în Polonia, în Ungaria, festivaluri de mini-handbal cu 150 de echipe, imaginați-vă, în care toți erau câștigători, în care nu se ținea scorul, era un festival sportiv, noi facem campionat național de junior 4 și ne mândrim cu niște medalii care nu contează. Iar profesorii ar niște etape în instruirea sportivilor, indiferent de ramură, pentru a câștiga o medalie. Este o mare, mare greșeală. Am participat cu domnul profesor la competiții studențești în Turcia, de exemplu la Istanbul sau la Roma. În Turcia, când am mers prima dată, erau 3.000 de studenți din toate continentele, mai puțin Antarctica, ce participau la aceste festivaluri sportive. Unde nu câștigarea unui loc pe podium era obiectivul principal, ci socializarea, intrarea în contact cu diferite culturi și acumula niște experiențe pe care este greu să le găsești într-un alt domeniu decât cel al sportului. Este și frumos, și plăcut, și util. Ori aceste lucruri trebuie să făcute. Deci nu podiumul ar trebui să primeze, ci competiția în sine. Din punctul meu de vedere, da, sigur că pot să fiu contrazis. Sigur că alții mă contrazic și au alte idei. Dar dacă vrem să lucrăm sănătos, asta ar trebui să conteze, competiția în sine. Atunci când vorbim de performanță sportivă, de cluburi sportive, de jucători profesioniști, sigur că acolo primează rezultatul. Dar și rezultatul ăsta nu poate să fie obținut cu orice mijloace, cu orice preț, pentru că acel spirit de fair play, care este o noțiune extraordinară, perimată în sportul profesionist de astăzi, ar trebui să nu dispară măcar, să ne mai aducem aminte din când în când de el. Și sunt suficiente exemple când el a fost neglijat în diverse ramuri sportive, însă nu vreau să intru pe o latură care nu face subiectul discuției noastre. Deci, probabil, axarea aceasta pe competiție funcționează în spiritul acelei celebre zicale: ai câștigat continuu, ai pierdut continuu, nu? Tot în direcția se aceasta. Pune foarte mult accent sau prea mult accent pe performanță și mai puțin pe sportul de masă. Mă văd și eu din cealaltă calitate pe care am de vicepreședinte la un club de fotbal, noi la UCluj, și acum probabil știți, UBB-ul este membru fondator la fotbal cu Universitatea Cluj. Și am diverse discuții cu cei de la Academia UCluj-Luceafăru vis-a-vis de cât de mult cerem unui copil să se dorească pe teren, pentru medalii, pentru performanță, pentru ce? Pentru glorie, pentru... În contextul acestor discuții am avut o întâlnire, mai multe întâlniri la nivel de federație și tocmai mi s-a transmis că în curând se va propune scoaterea clasamentelor până la vârsta de 12-13, să nu mai existe clasamente, ceea ce mi se pare o idee foarte bună, pentru că am văzut și inclusiv la noi antrenori care prea mult solicită copilul la 10, 12, 14 ani chiar pentru a câștiga un meci decât pentru a crește sănătos.
Și eu zic că e destul de bună scoaterea acestor clasamente de la, până la 12-13 ani. Sigur, performanță, urmând să facă cei care sunt chiar făcuți pentru a face performanță, care au un talent, care compensează prin altceva anumite lipsuri și care își doresc acest lucru. Că a face performanță presupune foarte multe sacrificii. Ori din 500 de copii, de exemplu, în momentul de față la Academia noastră, nu cred că toți 500 sunt făcuți pentru performanță. Dacă din cei 500 ies 10 pentru performanță sau 20, ar fi perfect. Dar ceilalți 400 trebuie să desfășoare, să crească sănătos, să ducă mai departe brandul pe care îl au în momentul de față pe piept și poartă cu mândrie și așa mai departe. Această idee a scoaterii clasamentelor mi-aduce aminte de faptul că în Finlanda, de exemplu, nu se mai dau note până la o anumită, până la o anumită clasă. La fel se întâmplă și în Franța, în anumite zone. Deci, probabil, se sincronizează cele două elemente. Da, pentru că așa dispare plăcerea copilului. Dacă copilul vine la fotbal de la 5-6 ani de zile, îi place acest joc, vede la televizor, vede, descoperă plăcerile sportului, acestui sport practicându-l, la un moment dat, din cauza presiunii foarte mari pe care o pune părintele acasă, antrenorul acolo, poate să dispară această plăcere. Copilul constată la 10-12 ani că nu mai place acest sport pentru că prea multă presiune pe el, pentru a juca bine, pentru a da un gol, pentru a da cu piciorul minge, pentru a permanente decizi de a corecta anumite, greșeli ale copilului și asta nu fac decât să îl dea înapoi pe copil, nici de cum să îl facă să meargă înainte, la asemenea vârste fragede. Contează enorm pentru sănătate în cele din urmă, pentru că probabil, nu probabil, cu siguranță funcționează mult mai bine decât orice medicament sportul. Da. Boala după performanță nu este benefică la aceste vârste fragede. Poate și la sportul universitar de asemenea. Sunt de acord cu ce zice și Leon. Noi la Comitetul Universitar nu trebuie să punem accent pe performanță, ci tocmai pe acest schimb de informații, pe a te simți bine mișcându-te. Aș vrea să mă întorc puțin și să-l completez pe domnul profesor. Nu numai că nu este cel mai potrivit lucru, dar uneori poate să facă rău această goană după rezultat, pentru că efectele negative asupra psihicului copilului sunt fantastice. Noi nu le conștientizăm. Antrenorii, prin prisma faptului că trebuie să raporteze anumite rezultate sportive, doresc să câștige și am zis, ar niște etape, au niște comportamente care se duc până în comportament deviant, transmit o stare psihică teribilă asupra copilului și copiii noștri sunt încrâncenați pe teren. În alte țări copiii zâmbesc, se bucură de sport. Și putem să vedem asta și la echipele de seniori, unde chiar și atunci când obținem rezultate sportive, nu știm să ne bucurăm, pentru că nu am fost învățați să ne bucurăm. Iar țările nordice, uitați-vă un pic la echipele lor sportive, cu zâmbetul pe buze. Chiar și atunci când pierd, nu e nicio problemă, nu e o dramă. O anumită încrâncenare. Exact. Am văzut părinți transfigurați în timpul unor jocuri. Da, da. Nu se poate așa ceva. Și aici intervine factorul educațional. Ceea ce noi încercăm să transmitem, comportamente care trebuie urmate de către antrenori, de către sportivi, pentru că nu trăim sănătos și facem ca, dorind să facem bine copiilor noștri, să-i rănim. Legat de sportul studențesc, sportul competițional studențesc, sigur că noi ne mândrim atunci când, de exemplu, echipa de fotbal în acest an a câștigat campionatul național universitar, campioană națională universitară a României, echipa de volei la fel, condusă de către colegul nostru Cristi Șanta, echipa de volei, și Ormenișan Septimiu, echipa de fotbal, dar ne bucură. Însă ceea ce se întâmplă în acest campionat universitar este o mică, să spunem, o mică păcăleală, pentru că un campionat universitar care se desfășoară doar printr-un turneu final la anumite ramuri sportive și maximum o etapă intermediară la fotbal sau nu știu dacă mai există ceva pe la basket, nu pot să-l chem campionat. Este o competiție prietenească. Mai mult, are... s-a denaturat foarte mult scopul lui. De ce? De câțiva ani încoace, echipa câștigătoare participă la campionatele europene universitare organizate în diferite țări. Sigur că asta este o miză, însă această miză face ca
anumite universități să încerce să câștige cu orice preț. Pot să dau exemple, însă nu cred că este foarte elegant din partea mea. Și atunci efectul este că unele dintre universități, unii dintre studenți sunt descurajați să mai participe. Nu are niciun sens să participe pentru că oricum ăia câștigă, că joacă cu jucători profesioniști, s-a deschis și ușa sportivilor profesioniști care vin din alte țări, ceea ce, dacă gândim în stil european, nu este interzis sau n-ar trebui să fie interzis. Însă regulamente care se schimbă, care nu sunt clare și se schimbă. Eu am avut o experiență foarte neplăcută personală când, în urmă cu 4 ani, de exemplu, am câștigat un campionat universitar de handbal și se spunea că echipa câștigătoare participă la campionatul european. N-am fost contactat de către nimeni. Într-un târziu, un prieten, profesor la o altă universitate, prieten, mă sună să-i recomand câțiva sportivi din echipa noastră că participă la campionatul european și România participă cu o selecționată. Teoretic era așa, practic s-a dus cu echipa 100% cu echipa din universitatea lui, echipă care terminase pe locul 3, nici măcar pe 2. Și atunci, sigur că aceste lucruri nu convin. Și fără a monopoliza, vă rog să mă iertați, să vă mai dau un exemplu. Participă unul dintre colegii mei, pot să-i dau numele, Popiu Anelu, profesor specialist în judo, cu 6 sportivi anul ăsta la campionatele universitare, cuceresc 6 medalii de aur, se face clasament pe centru universitar. Clujul nu are voie să participe decât cu un sportiv pe categorie, deci participă cu 6 la 6 categorii, ia 6 medalii de aur, Bucureștiu și alții participă cu câte 2 sportivi, ei punctează cu locurile 3 și 4 care la judo erau medale de bronz, fac mai multe puncte și Clujul este pe locul 2. Știți, ca și în bancul ăla, că alergi de unul singur și ieși pe locul 2. Ori treburile astea, sigur că nu sunt plăcute și nu fac decât să aducă niște discuții care nu fac bine mișcări în sine. De asta spuneam că la nivel național trebuie să se întâmple ceva. Sigur, e lăudabil efortul Federației Sportului Școlar Universitar, cei care gestionează aceste competiții sportive, dar decât să faci Dacia, deși să faci competiții sportive la nu știu câte ramuri sportive, fă 5, 6, 7, 10 maxim, care au priză la public, care au infrastructura necesară de desfășurări în condiții normale, pentru că și la fotbal am fost anul acesta în condiții improprii la Timișoara. Adică 6 în cameră, terenurile erau cum erau și nu trebuie să prindeți neapărat performanța sau rezultatul în sine, ci competiția. Acum 5-6 ani de zile participam cu echipele UBB-ului la diverse competiții sportive pe parcursul unui întreg an universitar. Adică erau meciuri tur-retur, jucam cu Oradea la ei, vine Oradea la noi. Jucam cu Aradul la ei, vine Aradul la noi. Deci chiar frumos pe zonă, nu erau foarte mari cheltuielile. Din păcate, tot mai puține echipe s-au înscris. Sigur, e de vină și subfinanțarea educației la nivel de minister. Dar nu cred că dacă un rector își dorește cu adevărat să investească, nu știu, câteva milioane de lei pentru o competiție de genul acesta, milioane de lei vechi, adică câteva sute de roni, nu găsește resursele financiare ca să dezvolte și să participe, să lase copiii aceia să participe. Nu cred. Omul sfințește locul. Și pe noi a fost efort destul de mare la nivel de universitate să acceptăm participarea aceste competiții, chiar dacă nu le-am câștigat, am participat la ele, pentru că e normal să participi în primul și primul rând și după aceea să câștigi. Dar nu știu în ce măsură se mai practică aceste competiții între universități, între echipele diferitelor universități? Leon spunea, se desfășoară un turneu final, sigur, participă 8-10 echipe la nivelul țării, dar campionatul în sine e în propriu spus campionat. Campionatul presupune mai multe etape, cu tur, cu retur, cu... Dacă nu se duce în derizoriu competiția. Asta spuneam. Există și alternative. De exemplu, noi am început anul trecut în cadrul consorțiului universitar, dumneavoastră știți ce înseamnă, probabil că o parte dintre telespectatorii noștri nu știu, este vorba despre cele mai importante 6 universități din țară, iar cu Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Alexandru Ioan Cluza din Iași, care au facultăți de profil, facem un fel de triunghi în care participăm la competiții. Aceste competiții se țin în fiecare dintre cele 3 localități și anul acesta s-au desfășurat la Cluj. Competițiile au fost pe tenis de câmp,
pe not, pe teoria educației fizice și sportului și un demonstrativ de escaladă. N-au contat clasamentele. Sigur că a fost ierarhizare. Anul trecut s-au desfășurat la Iași pe caiac, canoe, cicloturism și teorie, bineînțeles. Sunt niște lucruri extraordinare în care luăm contact unii cu alții, ne împrietenim, relațiile noastre se sudează. Deci în fiecare an e o altă locație. Sigur. Pentru mine este mult mai important decât o cupă pe care o așez undeva sau o diplomă. Sigur că alea rămân într-o vitrină, dar nu asta aduce aminte la maturitate, să spunem, studentului, că, ci competiția în sine. Asta trebuie să rămână. A participat, efectiv. Da. Chiar da. Și la meciurile la care mai participam ca student, total informale, uneori între profesori și studenți, mi-aduc aminte de momentele respective, nu cine a câștigat. Nu rămâne clasamentul în memoria participanților, dar v-ați referit și la comportamentul deviant și știm că există anumiți fani ai diferitelor echipe, indiferent de sport, care duc susținerea pentru echipa lor dincolo de ce ar trebui să fie acest spirit de fair play. Până unde poate să meargă susținerea față de o echipă? Cred că la noi se face prea mult haz. Desigur, e neplăcut să mergi la meci și să auzi diverse lucruri mai puțin plăcute pentru ureche în jurul tău. Dar peste tot în lume se întâmplă la fel. Peste tot. Sunt zone în stadion alocate special fanilor și acolo acel fan poate să desfășoare anumite limite. Să se debaraseze tot ce înseamnă energie negativă în el. La noi, din păcate, la noi se face prea mult tam-tam și asta și părerea mea a îndepărtat și foarte multă lume de la stadion pe comportamentul negativ al unui sau altuia în stadion. Nu cred că este reprezentativ pentru echipă de fotbal că unul sau doi sau cinci indivizi aruncă o petardă sau un jură. Da, că uneori e prezentat ca și un comportament exact. General. Exact. De fapt, asta a îndepărtat foarte multă lume de la stadion și sponsor și așa mai departe. Pentru că noi, în loc să punem accent și să promovăm performanța, sportul, susținerea frumoasă, că avem galerii chiar frumoase. De exemplu, cea de la Ucluj, prin cea mai frumoasă, ați văzut și în Liga 4 și în Liga 3, eram primiți ca și acasă, pe tot până ne-am umblat. Dar ne place să scoatem sau să punem accent din diverse motive pe ceea ce este mai puțin plăcut urechii, ochiului, pe ceea ce este negativ. Normal, este o știre, orice. Acum mi-a venit o idee, vreau să vă provoc, după ce se termină această emisiune, intrați pe internet și căutați meciuri de fotbal ale Universității Cluj, de ce nu, ale Stelei sau altor echipe din țară, din anii 60-70, și o să vedeți acolo stadioanele pline, cu oameni care erau îmbrăcați bine, costum, cravată, pălărie, foarte, foarte multe doamne. Oare de ce acum nu mai sunt? Sigur că, așa cum spunea domnul profesor, sunt așa zis și fani galeriile care mai strigă câteodată niște cuvinte care nu sunt tocmai ortodoxe. Nu asta e problema. Problema este când suntem mult prea pătimași. Înainte se mergea la un spectacol sportiv, pentru că este un spectacol sportiv, orice competiție, iar acum mergem să câștigăm cu orice preț și să mâncăm din adversar. Și treaba asta se transmite și în tribună și tribunele se depopulează, pentru că sigur că nu poți să mergi cu soția sau cu copiii. Eu am avut o experiență nefericită, nu la fotbal, ci la handbal, în sala sporturilor, când m-am dus cu fiica mea, avea 3 ani, și în tribuna oficială un oficial al echipei adverse vorbea suburban. Și am zis, domnule, m-am uitat la el în prima fază, n-a reacționat. Și am zis, domnule, este un copil aici. Păi, dar cine vă pune să veniți? Mi-a spus el. Dacă la nivelul ăsta se discută de către oficiali al unei echipe, este foarte trist. Ori noi trebuie să facem eforturi ca să atragem publicul la stadion, să avem 10.000 de oameni pe Cluj Arena, așa cum au fost la acest meci demonstrativ din cadrul Sports Festival, și să susțină Universitatea Cluj, care e echipa de tradiție, care înseamnă, este un simbol al orașului. Ori, nefăcând educație, inclusiv spectatorilor, și să readucem spiritul Universității Cluj acolo, e foarte greu. Eu zic că suntem pe un drum sigur, cu pantă ascendentă, este un drum bun. Și crea deja în cadrul stadionului zone dedicate special familiilor, copiilor, studenților. Eu cred că încet, încet lumea se va întoarce la stadion, pentru că și sportul este un mijloc foarte, foarte util și frumos de a petrece timpul în liber. Și așa trebuie să fie. E vorba de acea cultură a sportului, exact. Mai mult decât orice altceva. Cultura care s-a păstrat probabil în alte țări, dar care
necesită ceva mai mult timp pentru a se, să zicem, reactiva la noi, la noi în țară. Suntem în ultimele minute ale întâlnirii noastre de astăzi. Aș vrea să vă întreb într-o primă fază, care considerați că este viitorul sportului în, în România, sau putem să ne referim strict la urbea noastră? Vedem că s-au făcut progrese în Cluj, în alte zone ar trebui să se facă progrese. Care considerați că ar fi următorii pași în, în această zonă, în acest domeniu? Eu am zis, ar trebui, din punct de vedere, intervenția la nivel legislativ pentru a introduce orele de sport obligatorii în clasele primare și la liceu, chiar număr mai mare decât există în momentul de față, adică eu zic că 4 ore pe săptămână n-ar fi deloc un efort foarte mare pentru nimeni. Adică să ai o curiculă încărcată cu materii care, nu știu în ce măsură te ajută ulterior, vine, investești în sănătatea celui pe care îl dai la școală, a copilului. Ar fi primul lucru, din punct de vedere, a legifera un număr limită de ore obligatorii în, în școli. Apoi, sigur, sportul de masă ar trebui încurajat foarte mult și văd că la nivel de Cluj se întâmplă, adică sunt școli în afara orelor de program care își deschid porțile. Și aici este destul de greu să-l convingi pe director care păstorește acea școală ca pe ceva neprețuit, să-l convingi să lase 2-3 ore după ce se termină orele să intre și vecinul de cartier. Așa e normal. Am fost la Zagreb cu 2 ani de zile cu echipa campioană de fotbal universitar de la noi, de la UBB, și am văzut în fiecare cartier 10 de terenuri de sport. Pline, 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 pline. Deci investiția în infrastructura sportivă are lucru foarte util și care se întâmplă la Cluj. Adică să redea într-un fel comunității, exact, zona respectivă. Adică să stai în barul și discotezi sau în fața calculatorului, stai măcar o oră pe teren de sport, un teren de sport în care s-a investit, adică cu sintetic sau cu ce o fi iar, cu porți, cu plase de port, aproape de tine, de casă, în curtea școlii, tot într-un mediu organizat, și acolo de desfaci energiile, nu? E plăcut. Alt lucru important, investiția la nivel local în sport. Anul acesta, din fericire, și Cluj a avut chiar un proces destul de însemnat, alocat diverselor ONG-uri care practică sportul de masă în principal, dar și sportul de performanță, pentru că asta înseamnă, de fapt, sănătatea celor din jurul tău, a oamenilor, în primul și primul rând. Această idee, doar o foarte scurtă paranteză, cu infrastructura care nu e folosită sau nu e redată comunității, îmi aduce aminte de perioada în care au apărut calculatoarele în școli și anumiți directori ai școlilor lăsau sala închisă, de calculatoare, da, închisă, ca nu cumva să fie folosite calculatoarele să se strice. Deci, probabil ar trebui să ne gândim care e scopul final al acestor elemente de infrastructură. În timp se vor obișnui toți că, de fapt, nu, acea școală a mea sau... Și dacă atâta vreme cât comunitatea investește în acea școală, e normal că să dai ceva înapoi comunității. Domnule decan. Da, aș vrea să continui ideea prezentată de către colegul nostru de platou. Din fericire, la penultima întâlnire a Forumului Decanilor, la care am participat, a fost invitată o doamnă senator care se ocupă de o nouă lege a educației fizice și dânsa propunea și ne-a făcut să credem că are suficientă susținere încât această lege să treacă, și fără să intru foarte mult în amănunte, era vorba despre mărirea numărului de ore de educație fizică, începând de la învățământul primar, gimnazial, liceal și universitar, în diverse forme, 3 ore de educație fizică plus 2 ore de ansamblu sportiv, de exemplu, sau știu eu cum. Asta ar fi un lucru foarte bun, însă să știți că nu numai mărirea numărului de ore nu este suficientă. Că aici această mărire are nevoie și de specialiști și are nevoie de infrastructură. Sunt niște factori care trebuie să meargă împreună. Pe de altă parte, dacă ne referim la Cluj sau la sportul românesc în general, tind să cred că este nevoie de o stabilire a priorităților. Să vedem ce putem să facem, nu ce putem să facem, unde putem să facem, care ar fi sporturile care ne ajută pe noi ca nație sau comunitate locală să putem să ieșim în față. Pentru că prin sport, atât în trecut, când era blocul comunist și societatea occidentală, sportul era cea mai ușoară modalitate de a-ți arăta valoarea ca nație.
ca, știu eu ce, comunitate locală, acum vorbim în cazul nostru. Și trebuie selectate anumite sporturi în care trebuie investit, acolo unde avem un potențial mai mare decât în celelalte, fără a le neglija pe celelalte, dar să ne canalizăm, pentru că Jocurile Olimpice, cea mai mare competiție, acolo se luptă popoarele între ele. Lupta asta nu este cu săbii și cu pistoale, ci este cu mingi sau cu diverse alte materiale sportive. Pe de altă parte, această infrastructură pe care o avem, trebuie să o îngrijim și să o dezvoltăm în continuare. Pentru că cât de utilă este infrastructura aceasta și pentru dumneavoastră ca facultate? Acum, dacă ne referim cea din parcul sportiv, noi suntem privilegiați, am spus și mai devreme, pentru că avem două săli de sport, o piscină olimpică la niște standarde foarte ridicate, mai multe terenuri de fotbal cu gazon natural sau gazon sintetic, multifuncționale și așa mai departe. Practic avem tot ce ne trebuie. Este cel mai modern campus universitar din această parte a Europei. De departe. Dar mă refeream la ceea ce se întâmplă în Cluj. Pentru că vorbeam la începutul emisiunii noastre, să știți că părinții conștientizează, trimit copiii spre exercițiu fizic. Bazinul olimpic de la noi, din parc, este plin. Nu sunt locuri. La mine apelează părinți de la grădiniță, de la școală, vreau copilul meu să facă not, nu mai sunt locuri. Ori, dacă noi avem două bazine mari în Cluj, la populația Clujului, în alte localități din Occident și numai departe din Ungaria, sunt 5, plus altele mai mici. Noi nu avem un patinoar în Cluj, decât cele care se fac în perioada de iarnă și așa mai departe. Ori am mers în Slovacia și cu o echipă de handbal care la 14 ani aveam 6 jucători peste 1,90 m, eram foarte mândri. Și au venit ăia, polonezii, slovenii, cu ai lor toți erau așa. Și am zis, Dumnezeule, dar cum sunt așa de bine dezvoltați, cum sunt așa de motrici, pentru că se mișcau ca niște viezi pe teren. Și am zis, domnule, copiii ăștia la 3 ani de zile patinează, se duc și fac not, au bazin de not la fiecare școală. Ori despre asta vorbim. Și atunci, infrastructura fiind, cadrele didactice bine pregătite, educația, părinții conștientizează și trimit pe copii spre sportul de masă și de acolo se aleg și viitoarele talente care fac sport de performanță și reprezintă România. Este foarte important să a fi făcut acest parc național pe sport. Da? Deci ar trebui toată lumea să pună la cea să stabilească, cum spunea și Leon, 7-8, nu știu, ramuri sportive pe care ne bazăm, care au adus atâta prestigiu României și pe care putem să dezvoltăm, nu mai multe. Pentru că ideea de aceea de, repede, pentru sportul de masă, dacă vrei performanță, trebuie să definești foarte clar ce vrei, să vedeți 7-8 ramuri sportive, că așa au făcut cei din jurul nostru și au rezultate foarte bune în comparație cu noi și pe ăla le dezvolți. Deci trebuie să fim realiști, că nu putem să investim... Face. Una e sportul de masă și una e sportul de performanță. Și pe de cealaltă parte, iată cât de importantă e infrastructura care sprijină sau e pilonul principal al performanței ulterioare. Da. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor profesori, pentru prezența dumneavoastră astăzi și să sperăm că prin această emisiune am adus un argument în plus activităților sportive din urbea noastră, din țara noastră în general. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și pentru invitație. Mulțumim frumos. Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dau întâlnire data viitoare. La revedere!